ziceam să vă arăt outfit-ul meu. Am încercat la ora 5 când am ieșit afară cu BB. Am încercat să vă arăt outfit-ul, dar nu, n-am avut nicio șansă. Așa că, acum că e BB cu tătic de BB, am zis să filmez repede și să arăt cu ce sunt îmbrăcată. E destul de cald afară, cu toate că tătic de BB a zis că e foarte răcoare. Nu, e foarte cald și mi-a fost cald așa îmbrăcată. Deci am o rochiță pe mine din acesta tip hanorac. Am niște Adidas și pe care mi-a luat de la mare, cei cu plasă, și am încercat o combinație de mai multe lănțicuri. Am văzut la o tipă, urmăresc o tipă pe Instagram și îmi place foarte mult cum le combină. Eu am încercat ceva, dar nu mi-a ieșit ce iese ei. O pereche de jercei, micuți și cam atât. Ăsta e outfitul meu. Bună, fetelor, și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Noi am ieșit să facem o mică plimbare prin centrul orașului și ca bebe să se joace cu porumbei între ghinimele, pentru că nu pune mâna pe ei, dar îi place să fie în centrul lor, după cum vedeți. Se duce tot timpul după ei, îi place să le dea papa. E foarte încântată de păsări și animale. Crescând cu păsările și animalele, este Ludmila, stai aici! foarte, foarte încântată de ele. Sincer, mai mult îi place că porumbii fac vânt, chiar îi place să îi dau cu evantaiul, să-i fac vânt cu evantaiul sau când schimb lejeria și fac cumva vânt, atunci ea este foarte încântată și mă pune să-i tot fac cum dă evantaiul tot timpul. Așa porumbii fac vânt gratis, să zic așa. Și seara, în timp ce ne întorceam acasă, am prins și o lună roșie. Mama mi-a spus la câteva zile că se numește luna albastră. The next day. Asta e colțul de jucării. E un mic before. Pentru că o să vedem și un after. Bebe se uită la mine. Să vedem imediat un after. La voi cât timp stau jucăriile strânse? Bine, nu e chiar before-ul ăsta. Au fost mai strânse, încercai să le strâng acum puțin. Deci s-a trezit bebe, iară s-a jucat cu ele. Să filmez, nu m-am gândit să filmez înainte ca să vă arăt și o să vă arăt și un after. În câteva minute va fi un after.
Deci cam ăsta e un fel de bifor. Bine, nu se poate fără așa. Și uitați. Și începe un after. La mine ar trebui să fie de fapt un before, after and before. Deci mizerie, curat, mizerie, cam într-o singură zi de câteva ori. Și astea, un mic DIY, să zic, făcut de mine, cu câțiva magneți de frigider. Și astea sunt de la draperii, ca ea să le dezlipească de acolo și să le lipească. Și Later. acesta este after. Și asta mi ocupă mie jumătate din zi, să strâng și să le pun la loc. Ca în fiecare zi, ce să vezi, avem vase de spălat. Mai întâi le strâng pe cele pe care le-am spălat cu o zi înainte, care s-au și uscat, iar după aceea ne apucăm de spălat. Cred că toată lumea asta face tot timpul. Cred că vasele astea nu se vor termina niciodată. În fiecare zi, cred că spăl de cel puțin 2 ori pe zi vase. Deci cel puțin de 2 ori pe zi se strâng vase. Nu știu, mie îmi place să spăl vasele, să zic așa, într-o anumită ordine, adică de la cel mai mic la cel mai mare sau de la cel mai mare la cel mai mic. Nu știu, cred că e ceva psihic, nu știu să zic. Așa îmi place mie, am eu o anumită ordine, deci de fiecare dată fac același lucru, întotdeauna, și când merg afară sau fac anumite activități, le fac la fel. Zici că am un comportament obsesiv-compulsiv, deci, sau poate că așa am, nu știu, nu mă pricep, n-am fost, să zic, la un medic ceva. Deci mie, dacă mi se pune pata, merg la un anumit magazin, de obicei doar la ăla merg pentru un produs anume, când merg pe stradă undeva, să merg, de exemplu, la magazinul respectiv, merg pe un anumit traseu, deși poate altul era mai scurt. Nu, eu merg doar pe un anumit traseu, fac aceleași chestii. Nu știu ce înseamnă asta. Și vasele mari eu le pun pe aragaz să se usuce întotdeauna, ca să nu mi ocupe spațiul pe uscătorul de vase. Te vedeți alte vase de spălat, tot timpul vase, deci cred că o să mă sfoigesc pe vase aici la bucătărie, pe chiuvetă, o să mă găsească tătic de bebe acolo sfoigită. Și ca de fiecare dată, pentru fundul tigăilor, oalelor și tot ce nu se ia, folosesc Triumph. Frec cât de bine pot, de obicei mai las să acționeze cât de cât și curăț. Nu se curăță tot, dar mare parte din grăsime se curăță. Deci mie îmi place foarte mult.
Am făcut un clip mai de mult cu ponturi unde vă arătam cum să faceți ca să albiți oalele și tot ce s-a imprimat de-a lungul timpului pe oale, grăsimea aceea. Între timp, bebe a plecat la mama și am putut din nou să strâng jucăriile ca să pot face curățenie ca lumea, să pot să dau cu aspiratorul și, de fapt, să mătur și să spăl pe jos. Casper și Kitty, ca întotdeauna, după mine, tot timpul nu se poate fără să faci vreo activitate fără ca ei să fie lângă noi. Eu încerc să sortez jucăriile pentru ca bebe să le poată lua mai ușor și să se joace cu ele. Și de ce nu? Casper este foarte relaxat și așteaptă ca eu să vin acolo lângă el. V-am zis, Casper este tot timpul prezent lângă mine atunci când fac orice activitate. Se joacă cu jucăriile și când mâncăm. O să vedeți, nu știu dacă, probabil că într-un alt clip, cum mâncăm noi. Și cam o dată pe săptămână eu le pun mâncare pisicilor. De fapt, când termină ei mâncarea în bolul acesta, o umplu și o săptămână, să zic așa, în general nu le mai dau bobițe. În schimb, mai mănâncă câte ceva din ce rămâne de la masă. Bine, Casper este un pofticios și mănâncă și îl vedeți și aici, mănâncă și roșii. Bine, vorbim acum de roșiile de țară, roșiile naturale, deci chiar mănâncă cu o mare poftă. În felul acesta, cu recipientul acesta, pot să-i las mai mult timp singur, să zic așa. Iar pe seară am fost să o luăm pe bebe de la casă și l-am filmat pe tătic de bebe când își uita grădina. Ea este Maia, este albastră pe burtică pentru că în perioada aceea fuseseră plecații mei la mare și făcuse niște bubițe pe piele și de aceea am dat cu albastru de metilen. Iar seara când am ajuns acasă, m-am apucat de spălat litiera pisicilor. Mai întâi o spăl. Eu o spăl întotdeauna în cadă, pentru că după aceea oricum dezinfectez cada, noi nu facem duș, noi nu facem baie, facem duș de fiecare dată, o clătesc de nisip și așa cum v-am arătat de fiecare dată, detergentul meu preferat pe care îl folosesc la orice suprafață, Triumf, degresant, dau pe lădiță și cu ăsta dezinfectez și cada. Că tot vă amenințam eu că vă arăt cum mâncăm noi. Vedeți, Casper nu este pe masă. De fapt, este pe măsuța lui bebe, dar nu-i pun mâncare acolo. Da. Și chiar dacă se mai joacă cu unele chestii pe acolo, din câte v-am arătat în clipul cu DIY-uri pentru bebe, cu ponturi, eu o dezinfectez tot timpul cu Triumf. Între timp, bebe se uită la desenele ei. Casper trebuie neapărat să stea după gâtul meu și să îmi sugă degețelele. Așa face dintotdeauna de când l-am găsit. Și întotdeauna stă după gâtul meu.
dimineață, seară, deci trebuie să faci treabă cu el după gât. Eu mă uit la un serial și fiecare e mulțumit, să zic așa. Voi, cei care aveți pisici, tot așa mâncați. Deci nu, Casper e sub orice critică, e dependent, cel puțin de mine e dependent. Nu poți să faci nimic fără el, din câte se vede. Kitty este puțin mai independentă. În ultimul timp a început să vină să doarmă cu noi, dar în principal doarme cu tătic de bebe. Și voi la fel aveți pisici, e atât de mămoși, că al meu e cel puțin sub orice critică. Bine, da, e adevărat, nu a avut mămică, i-am găsit foarte, foarte mici. De fapt, nu i-am găsit, i-au găsit fratele meu. I-a găsit când erau, cred că n-aveau o săptămână. Eu le-am dat să sugă, eu am avut grijă de ei. Și probabil de aceea simte lipsa mamei, cu toate că, deci chiar... îi iubesc, adică ne pupăm tot timpul, nu știu de ce sunt, el e așa de cioflă în jos. Bine, nu știu ce înseamnă cuvântul ăsta, dar așa mi-a venit în minte. Tot timpul trebuie să sugă degețele, vedeți acolo limbuța lui, cum de el cu limbuța. După ce se satură, se lasă așa ușor pe mine și pleacă. Sau rămâne în braț. Depinde. Iar după ce am terminat cu bebe, m-am dus să spăl lădița, pentru că deja o lăsasem destul de mult la amoi. Știu că mă vedeți că fac când una, când alta, pentru că așa fac eu lucrurile, adică nu fac ceva și rămân pe chestia aia. Nu, la mine, să zic, mă duc să pun ceva într-o cameră și rămân acolo că nu știu ce am văzut, că e de făcut. Mă duc în nu știu ce cameră, iar văd că e ceva în camera aia de făcut. Ăsta e stilul meu. Da, termin fiecare cameră ce am de făcut sau ce îmi propun în ziua aceea. The next day. Și a doua zi, ce să vezi, așa cum de fiecare dată când fac mâncare, nu știu cum reușesc să fac aragazul praf, m-am apucat să spăl aragazul. Câteodată îl scot de tot, adică scot duzele, scot tot și iau chestia asta de metal și o spăl tot așa în cadă. Dar de multe ori îl șterg pur și simplu. Eu întotdeauna pun folie de aluminiu pe partea aceea, pentru că nu vreau să încadă pe jos mâncare, pe acolo, pe în spatele aragazului, și așa evit să murdăresc pe jos. De multe ori o șterg, dar la fel de multe ori o schimb. Înainte puneam pe tot aragazul și luam pur și simplu folia și de cât mai ștergeam puțin acolo la îmbinări și atât. Dar acum nu mai fac așa, din câte se vede, nu mai îmi place. Iar odată la un anumit timp eu mă apuc, eu spăl și hota. Ia uitați câtă grăsime se pune. Din câte ați văzut, tot produsul de gresant îl folosesc și uitați cât de albă este și cât de bine se curăță cu acest produs după ce îl lași doar 2-3 minute să acționeze în cazul ăsta. Și la fel, odată la ceva timp, spăl și filtrul. Ia uitați cât de mizerie curge din el. Filtrul de la Hota. Cada, să știți că nu este murdară, chiar dacă așa pare, doar că am încercat să o emailez eu singură și s-a pătat. Deci nu s-a emailat, a fost puțin albă și după aceea, pe un timp, s-a pătat și nu mai pot să scot
emailul ăla din ea. Iar după ce îl termin de spălat, îl las puțin la scurs. Între timp, trebuie să-i mai acordăm puțin atenție și lui bebe, să ne jucăm și cu bebe. Ia uitați cât de mult îi place să se joace cu evantaiul, de fapt să-i fac eu vânt cu evantaiul. Ați avut răbdare să urmăriți până la capăt. Eu vă mulțumesc mult pentru vizionare, vă mulțumesc pentru susținere, dați like, subscribe, un coment dacă v-a plăcut și ne vedem data viitoare. Pupici! O zi sau seară minunată să aveți! Pupici!